Atunci Iisus, pe când cuvânta luatelor și ucenicilor săi, a zis: Cărturarii și farisei șed pe scaunul lui Moise. Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac. Ei leagă sarcini grele și a nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacterele late, își fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi, umblă după locurile din tâi la ospețe și după scaunele din tâi în sinagogi. Le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să le zică: Rabi, Rabi! Voi să nu vă numiți rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos. Și voi toți sunteți frați. Și tată, să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că unul singur este tatăl vostru, cel care este în ceruri. Să nu vă numiți dascăl, căci unul singur este dascălul vostru, Hristosul. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Oricine se va înălța, va fi smerit. Și oricine se va smeri, va fi înălțat. Hristos a avut o oroare față de mândrie, lucru evident prin numărul mare și prin diversitatea de chemări la smerenie. Mândria este dificil de definit, deoarece manifestările ei sunt subtile și de multe ori nu par manifestări de aroganță. Acest fapt este evident ori de câte ori comparăm lăudăroșenia și autocompătimirea, da? Două forme ale mândriei. Lăudăroșenia este reacția mândriei în fața succesului, da? Și autocompătimirea este reacția mândriei în fața suferinței. Lăudăroșenia spune: merit admirații deoarece am realizat așa de multe. Și autocompătimirea spune: merit admirații deoarece am sacrificat atât de mult. Dar vedeți, lăudăroșenia este vocea mândriei din inima celor puternici, iar autocompătimirea este vocea mândriei din inima celor slabi. Da, lăudăroșenia se declară suficientă sieși, iar autocompătimirea se declară jertfitoare de sine. Motivul pentru care autocompătimirea nu ni se pare mândrie este faptul că ni se înfățișează ca fiind nevoiașă. Dar nevoia se naște dintr-un sine rănit. Dorința nu este ca alții să-i considere neajutorați, ci eroi. Dar nevoia pe care o simte autocompătimirea nu vine dintr-un sentiment de nevrednicie, ci dintr-un sentiment de vrednicie nerecunoscută. Dar este răspunsul mândriei, căreia îi se refuză aplaudele. Iisus disecă profunzimile mândriei. El ne înfățișează multiplele ei straturi și înfățișări. La baza ei, ea este o dispoziție complexă înspre autoconducere, merit și plăcere de a te simți superior altora. Sau, ca să folosim aliterația, este o combinație de dispreț, da, față de Dumnezeu, adevăratul conducător, drepturi la un tratament mai bun decât cel pe care îl primim, și desfătare, da, pe care o ai când te simți superior altora. Da, se poate întâmpla ca niciunul dintre aceste elemente să nu fie vizibil. Aici este problema. Poți avea o atitudine de sfidare pasivă, da, evitând să te răzvrătești deschis și totuși să fii profund dedicat autodeterminării supreme. Sau poți lăsa impresia că te simți nevrednic, făcându-ți autocritica în public, dar să nu trești mânie pentru faptul că ceilalți nu consideră această atitudine o virtute. Sau poți încerca bucuria că te simți superior față de ceilalți, lăudându-te sau tânjind ca ceilalți să te aprecieze pentru că tu nu te lauzi. Da? Iisus se concentrează asupra manifestărilor vizibile ale mândriei pe care le poate indica. Da? Luca ne spune de ce a rostit el pilda despre fariseul lăudăros și despre vameșul cu inima frântă. Da? A mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Iată ce înțeleg eu prin dorința cuiva de a-și aroga merite. Sentimentul că cineva merită ceva bun din partea lui Dumnezeu. Dar acest sentiment al meritelor noastre merge mână-mână cu lăudăroșenia, că suntem superiori față de alții. Da? Așa spune fariseul, da, conștient de meritele sale. În Luca 18 și spunea: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, la o zeciuială din veniturile mele.
Faptul că el afirmă că îi aduce mulțumire lui Dumnezeu nu umbrește plăcerea pe care o are din faptul că se simte superior. Există o diferență între plăcerea umilă de a deveni mai bun prin harul lui Dumnezeu și plăcerea mândră de a fi în stare să te vezi superior față de alții. Mândria nu se bucură de înaintarea în sfințenie, ci de capacitatea tot mai mare de a fi superior. Chiar dacă nu avem un sentiment pronunțat al propriilor noastre merite, putem tânji după aceste lucruri, da? Mai precis după lauda din partea oamenilor. Iisus ne avertizează să nu facem dărnicie sau să ne rugăm sau să postim pentru ca să fim văzuți de alții. Și spune, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Și spune, când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor ca să fie văzuți de oameni. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care își sluțesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Iisus îi numește fățarnici din cauza că în rugăciune și prin postul pe care îl practică vor să pară că îl prețuiesc pe Dumnezeu, pe când, de fapt, ei prețuiesc laudele oamenilor. Aceasta este una din dimensiunile mândriei. Lauda pe care o primești datorită evlaviei tale nu este singurul fel de laudă după care tânjește mândria. Dar tânjește de asemenea să primească laudă pentru putere, pentru bogăție. Dar iată ce le spune Iisus ucenicilor săi. Împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa. Da, cu alte cuvinte, nu trebuie să vă găsiți desfătarea în accesul la putere sau la o posesiune mai mare. Plăcerea de a fi peste sau deasupra altora nu vine din încrederea smerită în harul lui Dumnezeu, ci dintr-o inimă mândră. Există 100 de căi pe care le folosește mândria pentru a-și atrage laudele oamenilor. Se poate referi la locul pe care îl ocupi la o întâlnire sau la modul în care te comporți la piață sau la titlul pe care îl așezi în fața numelui tău. Da, și este scris că cărturare și farisei umblă după locurile din tâi la ospețe și după scaunele din tâi în sinagogi. Le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să le zică rabi, rabi. Problema semnalată aici nu este că a fi numit rabbi întotdeauna este un lucru rău sau că a ocupa un loc de onoare este întotdeauna ceva rău. Problema constă în faptul că îți place, că acestea sunt lucruri de care ai nevoie, de care tânjești, pe care le dorești, pe care le prețuiești. Dar mândria se manifestă prin dorința de a fi onorat de către oameni, prin locuri de onoare sau titluri. De asemenea, Iisus ne arată cât de lipsită de iubire este mândria. Chiar înainte de a spune toate faptele lor le fac ca să fie văzuți de oameni, Iisus afirmă, ei leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Cu alte cuvinte, ei îi învață pe alții standardele morale înalte, dar nu au milă sau înțelepciunea spirituală de a-i ajuta pe oameni să-și poarte povara, dar sunt fără dragoste. Și acest fapt nu este deloc surprinzător, din două motive. Unul este acela că cei mândri nu doresc cu adevărat ca alții să avanseze și să-i întreacă. Aceasta ar însemna să-și piardă unul din motivele lor de a se simți superior. Celălalt motiv este faptul că cei mândri nu înțeleg modul în care lucrează cu adevărat harul lui Dumnezeu, ca să-i ajute pe păcătoși să progreseze în sfințenie, fără să fie mândri. Ei nu mișcă nici măcar un deget să arate păcătosului care se pocăiește în ce fel este bun jugul lui Iisus și în ce fel sarcina lui este ușoară, deoarece ei nu experimentează aceasta ca fiind bună și ușoară. Datoria morală pe care se trudesc să o împlinească rămâne una dificilă, astfel încât să poată produce sentimentul meritului, precum și lăudăroșenia din cauza realizărilor. Dacă povara ar fi ușor de purtat, unde ar mai fi pricina de laudă, nu? Așa că în învățătura lui Iisus există o legătură strânsă între smerenie și slujire. Ar fi smerit înseamnă a fi slujitor. Nu este vorba aici de unul și același lucru. Dar smerenia duce la disponibilitatea de a face cu bucurie o muncă umilitoare de rob. Ucenicul trece de la sărăcia în duh la o încredere în harul lui Dumnezeu și la o inimă de rob care face fapte de slujire.
Robul lui Hristos trebuie caracterizat de ceea ce zice Iisus în Luca 17:10. După ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți: suntem niște robi netrebnici, am făcut doar ce eram dator să facem. Dar aceasta este o afirmație profundă și care distruge orice rămășiță a mândriei. Iisus afirmă că nicio supunere mare sau mică nu poate pretinde ceva de la Dumnezeu. Sufletul omenesc cu totul supus trebuie să spună: sunt un rob netrebnic. Adică nu te socotesc în niciun fel dator să mă răsplătești. Această convingere reprezintă rădăcina smereniei, faptul că nu merităm nimic bun de la Dumnezeu. Sau, într-un mod pozitiv spus, așa cum a făcut și vameșul cu inima frântă, orice lucru bun pe care îl primim de la Dumnezeu este un semn de îndurare. Este nemeritat. Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Și spune că omul acesta s-a pogorât acasă, socotit neprihănit. Bucuria celui smerit nu stă în a pretinde, ci în a primi îndurare. Acesta este adevărul, pur și simplu.